O nouă zi și un nou bilanț îngrijorător în criza COVID din România. Autoritățile raportează decesul la tot mai mulți tineri. Dintre cei 101 români răpuși de coronavirus într-o singură zi, 9 dintre ei nu aveau alte boli. Vestea îngrijorătoare a venit în același timp cu confirmarea a încă 5753 de noi îmbolnăviri în ultimele 24 de ore. Cu fiecare zi care trece, România înregistrează tot mai multe cazuri de COVID-19, iar boala îi răpune și pe cei tineri. Orice afecțiune virală poate să dezvolte multiple complicații, iar vârsta nu este un criteriu de siguranță. Vă reamintesc că nu există boli, ci bolnavi, așa că evoluția, mai ales legată de o astfel de maladie, poate să fie imprevizibilă și, evident, ținând cont de acest lucru, orice vârstă trebuie să fie protejată. Pot exista imunodeficiențe, boli nedescoperite sau alte cauze care pot să complice evoluția unei afecțiuni virale și acest lucru se poate manifesta chiar și la persoane care nu se știau cu vreo afecțiune. Așadar, medicii spun că este posibil ca în unele cazuri tinerii decedați să fi suferit și de alte boli fără să fi știut. Din păcate și numărul celor internați la terapie intensivă se apropie de 1000 și tot mai multe județe intră în scenariul roșu. Suntem pe un teren minat, înregistrăm record după record și asta arată încă o dată că strategia actuală este greșită, este eșuată și e nevoie de un nou plan B. Numărul de cazuri în populația generală este mult mai mare, iar în acest moment, fără creșterea capacității de preluare a acestor pacienți, lucrurile pot să devină critice. Sălajul are cea mai mare rată de infectare din țară, 4,7 infectări la 1000 de locuitori. În Spitalul Județean din Zalău, mai bine de 20% din personalul medical este infectat. Situația este gravă și în județele Cluj, Timiș și Alba. În total, 9 județe și capitala sunt în scenariul roșu.